Aș vrea să trecem la probleme care ne ard pe noi, oamenii simpli, care de fiecare dată ne lovim de ele, și anume, ați văzut, nu știu dacă ai văzut, Ivane, și cred că din mediul online te-a informat până la urmă, acea taxă de 10 lei pe care trebuie să o plătească părinții la spital pentru că au stat cu copiii în rezerve, în camerele respective, și au stat cu ei peste noapte, peste zi. Deci fiecare părinte trebuie să dea 10 lei pe zi în care a stat cu copilul. Deci se pare revoltător și scandalos să faci o astfel de inițiativă, având în vedere salariile enorme pe care le au acei medici. Comprimat într-un singur termen, cred că aș spune umilință. Bă, ne umilesc. Umilință pentru noi, da. Ne umilesc. Fii foarte atent, Leonard. Nu e... și un leu dacă îmi ceri. Nu ai dreptul ăsta să-mi ceri nici măcar un leu. O să ceri 10 lei mamelor care vin cu copiii bolnavi acolo. Am înțeles. Am trecut cu vederea o mare absurditate. Eu personal am fost cu copilul internat în spital în urmă cu ani de zile la copilul mic. Și făcuseră un salon. Domnule, salonul de un milion. Dădeai un milion pe zi, chitanță, da, factură. Văzut, da. Steam cu copilul acolo. Leo, când am intrat în saloanele normale, unde steau copiii efectiv, și am văzut dulapurile alea ruginite, paturile alea, pereții, igrasie. Nu, este nedrept. Nici măcar ăla de un milion nu e drept. De ce eu să dau un milion că îmi permit, ceea ce am și făcut, recunosc, și venisem de afară, crede-mă, am avut copilul bolnav și am venit de afară, am stat vreo 200 în România și o stat afară în spital cu el. Deci nu este normal, nu e drept nici aia ce s-a întâmplat. Cu atât mai mult să reduci în halul ăsta, să ceri 10 lei unui părinte că doarme cu copilul în spital. Domnul Capotă, domnule, uman, nu mai vorbim ca manager. Domnii medici, care medici nu mai puteți plânge că ne bate Dumnezeu Sfântul. Aveți salarii foarte mari acum. Cum să ajungi să-i ceri unui, poate nu are taxul, mă, să vin de la... Sunt oameni care nu au bani de pâine, voi la asta nu vă gândiți, mă? Eu nu-i mai înțeleg, îți dau cu dreptate. Ăștia trăiesc în lumi paralele. Ei sunt aici și noi suntem pe undeva pe aici, euro, așa, da, de neluat în calcul. Cum să-i ceri unuia 10 lei că stă cu copilul? Ce copil de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ani, până la 10 ani, îți stă singur într-un salon? Nu stă, mă, și nu ține acolo să mi-l traumatizez de cap. Sau să-mi vină vreo asistentă, cum sunteți foarte multe, nu vă supărați pe mine, și aruncați sacul de la ușă, direct în fundul. Nu! Trebuie să văd acolo că sunt copiii noștri, normal că niciun părinte nu-i lasă copilul singur. N-am bani, nu mă ții. Ferească Dumnezeu Sfântul, am văzut reacții pe net. Bă, voi nu vă gândiți că prindeți, Doamne ferește, unde ăla săracul de n-are o lubă, are bășicile în palme cât fisele de 5 lei și îl iei și cerea lui a 10 lei săracul de el și el veni cu copilul, vorba aia, cu vecinul, l-a dus cu mașina la târg și tu îi ceri 10 lei. Bă, îți mănâncă ăla gâtul, Doamne ferește. Bă, nu mai faceți chestiile astea, să distrugem mâine. Acest document care l-ați dat, această, ce au făcut ei acolo în consiliul lor. A pus să anunț pe fiecare ușă. Nu există așa ceva. Renunțați la această anomalie, că nu suntem de râsul lumii. Suntem bătaia voastră de joc și nu să fim, vă dau scris, mâine acțiunea asta o să o am. Cu tot respectul pentru medici, cu ce vreți voi. Mâine voi merge în spital personal, de la manager în jos, până la toți reușile, băi, bate, mă. Bă, voi, nu vă luat Dumnezeu mințile, mă, nene. Cum, mă, să cer 10? Dar ce pagubă poate să facă un părinte, mă? Se spală pe mâini și sfârșește să pună și un metru de hârtie igienică, să-mi scuzați expresia. Ce crezi că-ți consumă ție acolo, mă? Bă, voi ne-ați consumat nouă și aerul, bă, nu mai avem aer, mă. Și voi cere 10 lei că stă părintele cu copilul pe zi. Pe fiecare zi, da. Fii foarte atent. Pe zi. Încă o dată vă repet. Când ne cereți voi nouă hârtie igienică de acasă, siringi de acasă, spirit de acasă, pastile de acasă, vată de acasă că n-aveți, pentru că ar fi mă rușine. Noi venim ca și cetățeni care ne plătim contribuția la stat, la tine statule, venim cu ele în plase, că tu nu ai în spital. Și eu te înțeleg. Iar tu ulterior, nemernicia ta, vii să-mi spui mie să-ți dau 10 lei, să nu mai spui ce să-ți iei de banii ăia. Bă, nu vă e mai așa puțin rușine, Leonard, în ce țară trăim, mă? Băi, asta nu pot să stau indiferent la treaba asta. Asta am avut treabă, crede-mă, dar mâine de dimineață personal voi merge în spital, de la manager în jos, să închideți ușile, treaba voastră, vin să vorbesc cu voi, să vă uitați în ochii mei, să spuneți, bă, filmez și pe live, spuneți-le oamenilor, da, bă, uite, mi se pare normal. Astea sunt cheltuielile care le faceți voi ca părinți că stați cu copilul în spital. Cred că nicăieri în lume nu există așa ceva. Bă, eu de enorm am dus la spitale cu diferite probleme, indiferent despre ce vorbim aici. Și știe toată lumea lucrul ăsta. Nu au vată, nu au ace, nu au siringi, nu au... Bine, bă, am înțeles. Avem un sistem de sănătate și ubret, fiindcă ați furat prea mult. Voi, nu noi, că noi ce să furăm de acolo, voi furați de acolo. Bun, de-a lungul anilor, asta ați făcut. Ați distrus un sistem, învățăm în sănătate, tot l-ați făcut praf. Păi tu vii acum să-mi ceri mie 10 lei. Bă, dar de ce să-mi ceri, când știi foarte bine că te izbești și îmi ceri tot tu mie? Tot tu. Nu am condamnat medicul, am zis, bine, bă, n-are doctorul, ce să facă, bă, că o să vină el de acasă cu traista.
Nu are medicul. Mi-a zis, domnule, vedeți că n-avem aia. M-am dus pe ăsta la farmacie, am băgat mâna în buzunar, am cumpărat, am venit eu cu vata, cu spiritul, cu ce, Doamne iartă-mă, mai ceri pe acolo. Bă, dacă noi facem lucrul ăsta benevol și vă înțelegem, n-aveți, sistemul de sănătate, suntem varză, suntem vai de mama noastră ca țară, a, denorocit-o voi, că voi ați furat, că puteați să aveam cu spitale și zgrienori. Nu le avem, pentru că prioritățile voastre au fost altele. Când vă spuneam cu saloanele de copii, puneați mâna și făceați niște saloane impecabile, vreți să fac eu un salon demonstrativ? Ce să vă fac eu vouă după aia dacă eu fac un salon și vă arăt că nu mă costă mai mult de 150 de milioane? Un salon și îl fac impecabil. Păi bă, la voi dacă îl faceți, cât vă costă? Un miliard. Vă cred. Nu știu ce pune, saltele pe apă, ci, Doamne iartă, mă luați voi pe acolo. Este totuși un antagonism creat între medici care au niște salarii fabuloase, dar se uită totuși să încaseze niște sume, mai ales prin intermediul nostru de taxe, pe de o parte, iar pe de altă parte, polițiștii, jandarmii, pompierii care intervin de fiecare dată atunci când este cazul. De ce s-a creat debalansarea asta între aceste profesii și medicii, totuși, mi se pare că sunt de nerecunoscut, adică jurământul acela lui Hipocrate mi se pare un simplu accesoriu. Nu mi-a trecut prin cap chestia asta, crede-mă. Ori m-am militat prea tare la ideea în sine, că am văzut-o pe Facebook astăzi, ori nu știu de ce, bravo, ai dreptate. Păi bă, domnule spital care ai fi tu acolo, domnilor manager, domn Cosmin Popescu, că e subordinatul meu tale. Domn Cosmin Popescu, vă rog frumos, sunați mâine pe domnul Capotă și spuneți să rupă repede, cât poate repede hârtia aia. Nu pentru că spun eu, pentru că este firesc. Ce ar însemna mâine profesorii să-și pună și ei abțipil după uși? Pompierii, polițiștii. Bravo, pompierul vine cu furtul că mi-arde casa, ai 10 lei. Da, uite bă, de aici, întoarce mașina și pleacă. Polițistul vine la scandal. Bă, ce lume trăiți, băi, fraților? Cine vă învață să faceți prostiile astea, mă? Bă, cineva a învățat să face stâmpenia asta, reține ce vă spun, într-o țară democrată. Este cea mai mare anomalie din lume. Cum să te duci, mă, să-i ceri unui om 10 lei pe zi că stă cu fiul în spital și îți folosește ție hârtia igienică ieftină, papaluz, de rupe în degete, scuză-mă expresia, de un metru, că mai mult, ce să mai, că te și constipi acolo de supărare. Deci nu-i consum nimic al lui, mă, decât aerul acolo și... Mănânc zeama mea dacă nu, de dar ei nu stradă. Văd pe de-o parte serviciile celelalte care vin în sprijinul oamenilor, jandarmeria, poliția, pompierii, nu au niciun fel de pretenție de la oameni, iar ăștia vin cu niște exagerări utopice, mi se par halucinant să vii să ceri, mai ales părinților care vin în durerați acolo cu copilul bolnav, să ceri 10 lei. Deci ei nu văd că celelalte organe de întreajutorare ale comunității, poliția, jandarmeria, pompierii, ISUS, cele care mai sunt așa, nu au niciun fel de pretenție de asta aberante, ei sunt singurii care au scos așa ceva ce pe piață. Pompierul cere apa din fântână când vine acasă. Da, să vine să plătească, domnule, a venit cu cisterna de apă, domnule, 50 de lei ca să sting incendiu. Asta este umilință. Bine spune, uite, Eftimie Popescu. Umilința noastră, așa, nu s-a încheiat. Păi nu s-a încheiat, domnul Popescu. Dumneata ești activ, eu ți-am spus, nimeni mă interesează, ești la alte, da, pe dumneata te susțin, te prind până în pânzele albe, genul ăsta de oameni. Uite, poftim, găsirăm unul și pe aici. Activ, se uită la noi. Vezi, băi, Leonard, asta este problema noastră. Stăm și acceptăm umilință. Dar îți spun încă o dată. Ivane, tu, eu, domnul Popescu, vreau să văd și eu mâine, civilizat și calm, câți mergeți pe rând, nu trebuie să veniți cu mine, că nu vă instig la violențe, Doamne ferește, sau la meeting-uri sau din astea, nu. Când o fac, o fac, o spun, că o fac și pe aia. Dar nu. Eu mâine mă duc și mă duc să vorbesc și eu personal, uite, cu managerul spitalului. Așa trebuie să faceți și voi. Uite așa, să trezească ăsta că vin la ușă 15.000 de ei sau mutați-vă pe la Consiliul Județean, unii știi, ca să ne încălecăm pe picioare unii pe alții. Mergeți voi, fraților, că e dreptul vostru, mă. Voi sunteți umiliți, nu numai eu, Ivan. Încă o dată, eu mi-am permis să iau salonul de 1 milion acum 7 ani de zile. Cât e de atunci? Cred că 7-8 ani Ivane, de zile. Ivane, conducerea spitalului este în subordinea lui Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, care e PSD-ist. Directorul are iar la fel afinități către acest partid, vorbind de o subordonare pe verticală care ar putea fi rezolvată fără probleme cu această tasă. Adică dacă s-ar da un telefon, s-ar dori, bă, scoateți porcăria aia, în secunda 2 s-ar bate din deget, s-ar pogni din deget și s-ar scăpa de asta. Eu nu știu sincer ce e cu aberația aia băgată. Și eu cred că nici nu știe, fii foarte atent, de-s curios. Cine, Cosmin Popescu? Păi a văzut-o ca noi, pe net. Acea impresie, mă, că păi raportează dacă toți... Păi dacă vor lua atitudine față de așa ceva de mizerie aia... Dacă nu e atitudine, înseamnă, domn Cosmin Popescu, că dumneata ai semnat-o, ai contrasemnat-o și ai scris-o la mașină. Ia dumii tale, domne. Domne, nu există așa ceva subalternic, cum spuneți voi de Romanescu, că nu poate el, domne, e vina lui, că așa e și la voi atunci. E simplu. Face la o tâmpenie, trage-o tu. Cred că așa ar trebui să fie decontată treaba asta. Băi, păi atunci... Și trebuie decontată electoral. Oamenii tu vezi că eu spre deosebire de PSD-ul ei... este cel care, prin intermediul oamenilor care are promovații în funcție, sunt cei care solicită acea taxă de la cei părinți care vin acolo. Pentru că atâta vreme cât tu l-ai pe președintele Consiliului Județean, care are în subordine spitalul, care manager este tot în interiorul acelei formații politice, vorbim practic de decizie politică.
Care este realizarea? Care este suma mea? Cât încasează, spitalul? Cât vor încasa din mizeria aveți, de taxă? Da. Bă, luați un milion pe zi. Da. Ce să faci, mă, cu un milion? Că oricum n-ai ce să faci cu ei. V-am spus, avem pierderi prea mari. Ăsta e sistemul la noi. Ca să poți să mai spui că realizezi ceva cu un milion. În ce hal au degenerat cu modul de a taxa orice serviciu încât să recele la cele mămici. Dacă stăm și calculăm, să întrebăm și noi cât s-au strâns, de cât a fost introdusă, de vreo câteva zile. Câți bani a strâns, mă, la bugetul spitalului din taxa asta? Nu ai voie să strângi bani din așa ceva. Ba, uite că nu ei au voie. Ai voie să faci bani, așa ceva. Voie. Ei sunt stat în stat. Ei sunt Vaticanul din Târgu Jiu. Bă, omule, pe timpul lui Ceașcă, lui Răposatul, vorba aia, știu ce pățeam, ajungeam la școală și găseam teancurile așa, dintre a 1-a până a 12-a de cărți, nu? Îmi dădea, mi-a asigurat, cum nu știu să-i mi-a asigur. Cu ceața lui spune că mi-a asigur și mie dreptul la învățământ, dreptul la sănătate, dreptul la muncă, bine? Și acum se asigură, conform ce Constituției. Ce mi-a asigur, mă? Pe când cer bani, nu mi-a asigur nimic. Mie când îmi cer bani să-mi cumpăr eu caiete, cărți, table și așa mai departe, mie când îmi cer bani să mă duc să plătesc la spital vată, hârtie igienică, ce nu au ei pe acolo, îți dau un exemplu. Și plătim și acele contribuții la sănătate de câteva milioane din salariul pe care îl încasăm cu toți. Și atunci despre ce vorbim? Ce e decizia asta? A, e bună, că v-a dat cu mătura pe jos și v-a strâns praful. Bravo. E bună, bă, fraților, dacă ne strânge praful, nu mai contează. Vai de capul meu, Leonard, dacă mă gândeam vreodată în viața mea, în 2020, ca mâine, să mai ajung să discutăm astfel de aberații. Pe cuvântul meu, dacă asta nu e o problemă reală. Nu cumva, pe lângă faptul că suntem ultimii la salariu din România, la investiții străine am ajuns pe ultimul loc, am ajuns acum și rușinea introducerea unei astfel de taxe. Și ar trebui să-i felicităm și pe Cosmin Popescu și pe ăsta de manager la spital și mai ales pe deșteapta aia sau deșteptul ăla care a introdus de medic taxa asta în funcțiune pentru părinții care vin cu copiii bolnavi acolo. Cea mai mare bătaie de joc încă o dată care am întâlnit-o în ultima perioadă asta a fost ce? Dezăpezirea rămâne mic copil. Băi, să te duci cu copilul tău din județul ăsta, de oriunde ai locui, mă, să duci acolo să-ți ceară 10 lei pe zi, ți-am spus. Ai stat cu copilul. Asta e taxa. Taxa de că ai stat cu copilul bolnav. Leo. Mă abțin și eu, că există CNA-ul, că le-a spune și eu. Nu vreau decât atât să spun. Dacă noi ne-am reușit ca țară, gândiți-vă foarte bine, oameni buni, la ce vă spun acum, să fie reperul vostru, bă, oameni buni în viață, bă, părinți de copii, care vi-ați condamnat unii dintre voi indirect, v-am spus. Acum, dacă am ajuns să am un spital în care măcar secția ginecologie, asta, maternitate, pediatrie, să nu o am pusă la punct, să nu am eu 10 saloane de copii făcute, bă, fraților, la câți bani s-au sifonat, mă, măcar atâta lucru, nu zice nimeni altceva. Nu mai vorbim de infrastructură, ce spune Leu, de investitori, lăsând deoparte, care ați filme, SF-uri deja, cu toate că Cehia, Polonia, țările postcomuniste, sunt 100 de ani peste noi. Au furat, mă, și aia. Ultimii, dar noi am furat și aia, să nu vă gândiți că n-au furat. S-a așa furat și pe acolo. Dar s-a furat altfel. Mai cu măsură, așa, mai cu bun simț. Nu să le crape Ivane, burțile. Noi am ajuns ultimii din fostul bloc comunist, din toate punctele de vedere. Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, toți au trecut în fața noastră. Rușinos este că a rămas ultimii din blocul acesta. Și din ce cauză eu? Îți spun, dureros pentru noi ca nație, suntem niște trădători și niște lași. Noi, oamenii. Repet. Nu poate Leo în viața lui să mă umilească în halul ăsta pe mine. Câte dacă zile trăiește accepti, el ca director de secție și noi 50 de angajați să stăm ca boi. Exclus. Nu poate să ne umilească decât dacă deci din 50, 10-15 sunt sifoanele lui, merg și se dă bine pe lângă șeful, să n-o zic pe aia cu limbuța. Încă 15 sunt niște letargici care dorm pe ei și mai rămânem 10 pe acolo care mărâim. Ne dă afară și alți 10 din altă parte și omul își ține politica lui aia, sclavagism, care o practică, dau un exemplu la el acolo în unitatea lui unde lucrezi. Asta se întâmplă în România pe o scară foarte mare, la nivel național. Suntem niște lași și niște letargici de aia care dormim așa pe noi. Dormim, știi cum doarme boul pe coadă, bă. Lipsa asta de implicare în viața cetății a dus la niște rezultate monstruoase și ne uităm la cei care ne conduc în prezent și la nivel, inclusiv la nivel de țară. Cred că ușor, ușor oamenii și-au dat seama de pericolul în care, pe marginea prăpăstii unde a ajuns România și cu ajutorul diasporei a celor care au plecat în sănătate și au cu tot o altă viziune care ar merita până la urmă să aibă România, ușor, se vor asana aceste lucruri în anul 2019 și 2020. Inclusiv PSD-ul poate fi supus procesului de primenire, pentru că acest partid are cadre, zic eu, extraordinare, dar care sunt ținute sub papuc datorită presiunilor acestor baroni locali. Toate, la nivelul tuturor județelor. Leonard, prea mult, mă, omule Dumnezeu, prea mult ca să mai căutăm vreo scuză acum. Nu mai avem nicio scuză, nu mai avem nicio scuză, îți repet încă o dată.
N-are sens să mai dăm exemple. Suntem, presupun, alte generații. Avem părinți în viață, avem copii de 18 ani din noi, nu? Bă, dacă nici acum, când avem hățurile în mână, noi, ca generații vorbesc, nu suntem în stare să ne convingem părinții și copiii care sunt majori să facă anumite lucruri când vine vorba de votări, înseamnă că suntem o cauză pierdută definitiv. Da. Înseamnă că de la lași și letargici am trecut și la prostie definitivă. Și suntem terminați. Suntem terminați în cazul ăsta. Uite, îmi scrie cineva la ce oră merg mâine ca să vină și el, să vină și noi, spun. Da, bă, oameni buni, veniți, civilizat și pașnic. Poftim, face mâine la ora 10, merg în față la o să fac o postare pe Facebook la ora 10, mergem în față la spital și mergem la domnul manager. Să ne spună și nouă cine a dat ideea, cum a pus în practică o astfel de aberație și cum își permit să facă treaba asta, pe românește. Cum își permit să facă treaba asta. Și mămici cu copii care sunteți părinți, este scandalos, este umilitor la adresa noastră. Încă o dată, nu știu câți dintre voi aveți bani, cum stați cu bani, nu mă interesează. Poți să și aveți. Nu contează. E un drept pe care mi-l încalci. Îmi pui o taxă pe care nu ți se cuvine să vă pui în viața vieților tale. Indiferent ce stat ar fi, nici la africanii la cocotieria, care fugăresc lei prin junglă. Nici măcar la ei. Să cer bani părintelui care stă alături de copilul bolnav în secția de pediatrie. Păi am ofturi, da, am bani. Păi voi aveți bani, bă, să vă fie rușine. Voi care sunteți ăștia deveniți cu astfel de aberații, plecați la clinici private voi, că nu stați ca fraierii aici. Vă zic la clinici private voi, că vă permiteți să cheltuiți 1.200 de euro într-o săptămână de zile de cazare pe acolo cu, eu știu, 15 medici în jurul vostru, când aveți, Doamne ferește, probleme, nu vă doresc asta, dar v-aș dori probleme să stați și voi, uite, în spitale din astea. Uite, de asta să stați așa, să pice patul cu tine, eu știu, să ai nevoie de oxigen când îți spune punga să-ți vină diluat pe ea, ce, Doamne iartă, mă, aveți voi pe aici, aia v-aș dori, că nu sunt rău acum, nu scâinos, dar asta ați merita. Să n-aveți altă alternativă, să fiți condamnați, să vă tratați și voi în spitalele astea, mă. Nu mai zic să-ți ceară la 10 lei și să ai toți banii 20 și întrebați să fie 7 zile. Să sun pe mamă ta, pe tată, după bătrânia, pe la țară, trimite și mie pe rată, repede, microbuz, fugi de lângă copil, iată la pasare, repede, 500 de mii. Bă, voi la asta nu v-ați gândit, mă. De ce vă gândiți doar că oamenii au? Nu mai au oamenii, mă, că i-ați mâncat definitiv. Trist, ceea ce e revoltător, spun sincer. Da, am ajuns aproape la finalul emisiunii. Te rog, Ivane, o concluzie a dezbaterii noastre din această seară pentru telespectatorii care ne-au urmărit. Nici nu mai am cuvinte, crede-mă. Ăsta ultimul subiect care mă dădu pe spate. Asta pe care a introdus-o. Crede-mă. M-am uitat foarte de gofat la Drăguțești, a postat prima și prima dată și am citit foarte de zic, ceva poate n-a înțeles ea, poate nu pricepe bine hârtie. Am văzut că are cineva și azi îmi spus cineva, da, domne, așa e. Doamne ferească Dumnezeu Sfântul. Bă, oameni buni, treziți-vă încă o dată. Nu mai acceptați să vă dea ăștia cu praf în ochi. Fiți, bă, selectiv, că nu vă cere nimeni, mă, mare lucru. Când vă uitați la televizor, mai uitați, bă, ca la contoarul de curent, uite, așa vă face capul. Fiți, bă, atenți, bă, că ăștia minte rup pământul. Nu mai fiți atât de naiv, mă, încă o dată. Vă dau cu o mână un măr otrăvit și crăpați după ce îl mâncați după o oră. Nu mai fiți naivi, atât contează. Dacă reușiți să fiți selectivi, să aveți răbdare și nervi în voi, să disecați mai atent ceea ce vedeți și pe aici, pe prostiile astea de rețele de socializare, unde iar la fel se vând iluzii la greu. Fiți mai atenți pentru voi, bă, nu pentru mine. Eu n-am miză, ca să înțeleg, mă interesează pe mine. Eu pot să plec într-un an de zile, pot să mă satur și mâine pot să mă satur, îmi iau geanta în spinare, îmi iau familia sub braț, bani am și am o casă, mă duc, bă, nene, stau în lumea largă. Liniștit! Nu mănânc eu, mă, nervii pe aici, că poate nu meritați mulți dintre voi. V-am spus cum, vedeam atunci cu dezăpezirea. Aveam mături înainte, mătura străzile. Păi eu pentru voi, mă, nu ficați din mine. Măturavați. Păi eu grijă asta, altă grijă n-am, mă. Am și eu sănătatea, am viața mea, am familia mea. Păi ce, mă, m-a câștigat cineva la loz în plic? Să vin eu să mănânc ficații din mine, fac eu televiziune online, să mă zbat eu, pentru ce, mă? Pentru ce? Să pierd eu deja peste 20 ceva de mii de euro în pierdere. Pentru ce, mă? Pentru... Păi nu meritați, înseamnă. Și dacă constat că nu meritați să fii sănătoși, rămâneți cu Dumnezeu și eu mă duc pe drumul. Eu cred că oamenii totuși se vor trezi și își dau seama în ce realitate trăiesc. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Îți mulțumesc și eu și îmi cer scuze. Revolta pe care o ai, Ivana, Nicolae, inconfutabil, așa cum v-ați obișnuit deja. Vă mulțumesc și la asta, stimați telespectatori, că care fiecare dată alături de noi aici la acest TV. Vă spun o seară plăcută și noi aici mâine la ora 18:30 emisiuni interesante pentru dumneavoastră. La revedere, numai bine. La revedere.